Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă arăt o altă monedă din aur, și anume o monedă de 20 de franci din anul 1904, o monedă care a fost bătută în perioada 1898 și 1906, fiind, bineînțeles, o monedă de circulație standard. Ca și caracteristici, această monedă este confecționată din aur cu o greutate de 6,45 de grame, un diametru de 21 de milimetri și o grosime de 1,25 de milimetri. Alinierea este monedă, fiind demonetizată la 25 iunie 1928. Avem o margine gradată pe care nu o putem observa deoarece este capsulată și nu putem vedea marginea. Este o margine gravată în relief. Pe avers găsim profilul Marianei, care poartă o șapcă frigiană și o coroană de ramuri de stejar, și bineînțeles Republica François. Se poate observa. Iar pe versul avem motoul Libertate, Egalitate, Fraternitate, ce înconjoară un cocoș cu un bust mândru și, bineînțeles, valoarea acestei monede de 20 de franci. Jos, sub cocoș, se poate observa și anul 1904. O astfel de monedă o putem găsi între 300 și 700 de dolari, o sumă destul de frumușică, și cred că la licitație se poate obține mult mai mult pentru o astfel de monedă. După cum am spus, a fost o monedă standard, o monedă automat fiind standard și de circulație, valoarea ei crește în funcție de starea, crește sau scade în funcție de starea acestei monede. Aceasta este moneda pe care am vrut să vă prezint în acest videoclip. Sper că informațiile au fost interesante. Vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube pentru a viziona și celelalte videoclipuri ale mele. Până la următorul videoclip, la revedere!